Experiența pentru un începător care vine prima oară, din afară, pare că este identică ca pentru unul care vine de mai mult timp. Dar dinăuntru lui, lucrurile se simt în mod diferit. El vine prima oară la sală, totul este nou, vestiarele, omul de la recepție, oamenii care se luptă la sol pe saltele, totul arată altfel decât pentru unul care a venit și s-a obișnuit cu chestia asta. Alt lucru care este diferit este faptul că îi se pot spune reguli noi. Îi se spune că nu trebuie să calce cu picioarele goale în afara saltelei și trebuie să vină cu prosop. Îi se spune să fie mai relaxat și unii pot să fie un pic intimidați și să aibă impresia că sunt criticați. Nu, doar li se amintesc regulile. Și în primul rând e o încordare mult mai mare ca începător, pentru că fiind un sport de contact presupune riscul unei accidentări. De ce nu ne accidentăm? Nu ne accidentăm pentru că avem grijă de partenerii noștri și ne luăm măsuri de precauție. Ca începător e vorba de încredere aici și încrederea nu este ceva care poate fi transmis prin vorbe. Încrederea se câștigă în timp, după mai multe antrenamente. De aia pentru un începător riscul poate părea mult mai mare decât pentru o persoană care vine de mai mult timp, care își cunoaște partenerii, îi știe pe nume, știe că fiecare vine să-l ajute pe celălalt să se îmbunătățească și astfel are încrederea necesară să se poate relaxa, să se poate simți bine și să poate învăța. Cam astea ar fi. Os!